Bun găsit! Cu siguranță vi s-a întâmplat cel puțin odată să vă ardeți sau să vă opăriți cu cine știe ce treburi casnice. Pe de altă parte, există și momentul în care vă curge sânge din nas și nu știți cum să-l opriți. Celebra metodă cu mâna ridicată nu funcționează. Medicul Luisa Simion ne spune care sunt măsurile de prim ajutor în cazurile menționate. Doamna doctor, ce facem dacă din nefericire am ajuns să ne opărim acasă sau să suferim arsuri până sunăm la 112? Cum putem să ne protejăm singuri? Dacă este o arsură prin lichid fierbinte, cel mai frecvent, nu? Exact, acasă, așa, atunci zona respectivă va trebui să fie pusă sub un jet de apă rece. Nu gheață! Nu gheață! Da? Putem să avem și tendința aceasta. Exact. Nu. Apa rece. Apa rece face ca zona respectivă să nu mai fie atât de dureroasă. Da? Cu cât arsura este de grad mai mic, cu atâta este mai dureroasă. Cel mai tare ne doare arsura solară, nu? Atunci exact. Este îngrozitor. Da? Da. Arsurile celelalte suferă și ele, bineînțeles, dar noi mai puțin. Ceea ce putem să facem în plus este într-adevăr să aplicăm o cremă, da? Dacă într-adevăr considerăm că acea zonă este prea mică, da? Și că nu trebuie neapărat să ne prezentăm cu ea pentru la medicul un... de gardă, da, sau da. Cine știe. Dacă arsura este într-o zonă extrem de sensibilă, da? Cum ar veni zona perineului, da? Zona sânilor sau în sfârșit în zone pe care în care noi, da, avem într-adevăr mult mai multe terminații nervoase, da, avem o sensibilitate crescută. O sensibilitate crescută, da? Față, de asemenea, da? Ochi, da? Atunci trebuie să ne prezentăm la doctor. Și mai sunt aceste leacuri din bătrâni, cum ar fi că aplicăm sare, că aplicăm miere. Acestea nu sunt că utile? Ne doare și fără sare, da? Da, ne doare și fără sare, nu trebuie să punem și sare pe rană, nu? Nu, sare nu, da? Sigur, se acceptă, de exemplu, un bătrân era ideea că trebuie să pui într-adevăr mierea de albine, că mierea de albine avea într-adevăr... Cicatrizează, da? Dar, repet, nu putem să facem o recomandare neapărat, ar trebui ca acea miere să fie într-adevăr curată, să fie mai puțin, poate procesată. Dacă nu și știm că totuși avem o cremă de gălbenele sau o cremă sau mierea într-adevăr este așa, ne ajută. Și, repet, zona e mică, e un degețel, da. Nu așa. Trebuie să vă scoateți bijuteriile dacă este la nivelul degetelor, ca circulația în zona respectivă să fie liberă, da? Cel mai bine este să nu folosim segmentul respectiv, adică nu vom continua să spălăm, da, pentru că rănile trec destul de greu. Rănile trec destul de greu, rămân cicatrici, indiferent cu ce dăm, pentru o perioadă destul de lungă de timp, undeva poate că și la 6 luni, un an de zile, vom avea o urmă. Și ce facem în cazurile în care ne curge sânge din nas? Se întâmplă frecvent accidente și în rândul copiilor, ni se întâmplă și nouă adulților. Există acest mit că trebuie să ridicăm mâna și să stăm pe spate ca să ni se oprească sângerarea. Cum e de fapt? Nu este adevărat, da? Este un mit. Un mit. Da, un mit. Bun, și ce facem atunci? Să oprim sângerarea? Trebuie să oprim sângerarea. Și dacă am tușit, am strănutat și dintr-o dată apare sânge, da? Da. Și dacă s-a întâmplat o lovitură, da? Deci fără să vrem am atins pe cineva. Exact, cu mingea, copiii la școală. Da, cu copiii la școală, se întâmplă ceva. Da. Atunci, în momentul respectiv, persoana trebuie să ia un loc pe scaun. Bun. Da? Și trebuie să aplicăm o presiune la nivelul părții mobile a rasului, da? Deci bun. Doar aceasta mobilă, deci nu aici, nu la aici nivelul părții, da, osoase, tari, da? O presiune pe ambele nări, da? Ambele nări, astfel încât să vorbim pe nas, da? Da? Așa. Deci aplicăm o presiune la nivelul nasului, da? Pacientul va trebui să stea aplecat. Dacă simte sânge în gură, gât, în gură, da? Va trebui să scuipe sângele respectiv, da? Bun. Sângele odată înghițit provoacă emez, adică ne vine să vărsăm imediat și atunci efortul de vărsătură poate să prelungească sângerarea nazală, da? Facem o congestie, da? Și trebuie să ținem apăsat timp de 10 minute. Nu-i dăm drumul după 3 minute, deci, să vedem dacă mai curge. Cu capul în jos. Cu capul în jos, așa, bun. Da? Da.
Deci, în această poziție, pacientul este învățat să respire numai și numai pe, pe gură. Da? Da. Încet, nu trebuie să se agite. Dacă știm că pacientul are o problemă medicală anterioară, tratamente care fac sângele să fie mai subțire, tratamente care împiedică coagularea sângelui, alte probleme de sănătate, atunci trebuie, într-adevăr, să sunăm la 112. Și să mergem la un medic. Și să mergem la un medic. Și dacă nici după 10 minute nu se oprește sângerarea, e clar că trebuie să mergem la un medic de specialitate. Absolut. Da? Da. Bun. Mulțumim mult pentru aceste sfaturi utile. Ne revedem și luni cu alte recomandări și să sperăm că fără prea multe accidente.